Începem cu începutul. Entity. Ce este? Este un tool de automatizare. Ce poate face? Poate să creeze mașini, poate să le configureze, poate să configureze infrastructura, load balancer, switch-uri, rotere și așa mai departe. Poate să automatizeze toate acele task-uri necesare pentru a crea și a configura infrastructura noastră. Ce înseamnă automatizare? De ce ne dorim să automatizăm cât mai multe din task-urile noastre? Aici, de fiecare dată când vorbesc despre automatizare, folosesc acest slide de pe XKCD. Din păcate, într-adevăr, de multe ori așa se întâmplă, petrecem mai mult timp încercând să automatizăm decât am petrece realizând task-ul inițial. Totuși, există și alte motive pentru care ne dorim să folosim automatizare, nu doar economia de timp. Și sunt sigur că vă puteți gândi la ele. Sunt sigur că v-ați lovit de ele în viața zi cu zi. Eliminarea erorii umane. Chiar dacă task-ul respectiv presupune o singură comandă, o greșeală, un typo în acea comandă, poate avea efecte dezastruoase. De exemplu, știți că acum vreo 2 ani a fost un major outage pe AWS S3, pe sistemul de stocare de la Amazon, care până la urmă a fost cauzat de pur și simplu de un typo într-o comandă, care a pus jos multe servere de la multe companii. Eroarea umană există. Eroarea umană nu putem niciodată elimina complet. Tuturor ne s-a întâmplat să scriem o comandă și să scriem greșit. Dar dacă automatizăm cât mai mult din proces, atunci pe partea pe care am automatizat-o știm că lucrurile se pot desfășura întotdeauna la fel. Un alt motiv foarte important pentru automatizare este legat de compliance. Trebuie să fim sigur că toate sistemele noastre îndeplinesc anumite condiții. Trebuie să fiu sigur că nu am alte conturi decât root cu UID 0. Trebuie să știu că nu se schimbă niciodată un anumit fișier care trebuie să fie pe o anumită formă. Prin automatizare pot să fac verificări periodice, o să observ dacă a apărut un configuration drift, dacă s-a schimbat ceva în configurația sistemului, și mai mult, pot să iau în mod automat măsuri pentru a readuce sistemul la starea dorită, a îl păstra întotdeauna in compliance cu regulile pe care le-am stabilit. End goal. Visul nostru. Și recunosc că nu suntem acolo încă și mai avem destul de mult până acolo. Dar end goal cam așa arată. Se cheamă Infrastructure as Code. Descriem întreaga stare a serverelor noastre ca linii de cod. Playbook-uri de Ansible, scripturi de Puppet, nu contează. Dar serverele noastre sunt descrise în cod. Codul respectiv intră în code version system. Poate fi peer reviewed. Putem să vedem când s-a schimbat ceva. Ceva nu mai merge, putem să vedem ce s-a schimbat și să revenim la o stare anterioară a codului. Avem toate beneficiile pe care le știm deja din lumea development, din lumea programatorilor, care acum se aplică și în lumea operation. În momentul în care întreaga configurație a infrastructurii noastre e descrisă ca și cod, se poate ușor să menținem starea dorită. Pur și simplu, comparăm starea curentă cu cea descrisă în cod, dacă ceva diverge, putem să luăm acțiuni automate pentru a reveni la starea dorită. Backup-ul poate fi făcut mult mai ușor. Nu ne mai interesează întregul server, întreaga mașină virtuală. Ne interesează doar acest cod care descrie. Mașina o recreăm atunci când avem nevoie de ea, foarte rapid. Ne repet, nu suntem acolo încă, dar trebuie să recunoașteți că este un ideal interesant. Revenind la Ansible. Ce poate face Ansible? Tot ce am discutat mai devreme.
provizionare de infrastructură, configuration management, deployment de aplicații, testare continuă de aplicații, continuous delivery, security and compliance și orchestrare. Este tool-ul ideal pentru toate? Nu. Și întotdeauna există diverse tool-uri care fac o componentă sau alta mai bine. De ce am ales Ansible? Un exemplu. Pentru că are câteva avantaje pe care le spun imediat și permite să facem toate aceste lucruri. Ok, de ce Ansible? Am promis că vă spun avantajele. Are o sintaxă foarte simplă. Acum, dacă vreodată ați încercat să scrieți YAML, probabil că nu veți fi de acord cu mine, dar văd acest lucru și la studenți când le spun că YAML este simplu și dau prima dată de un spațiu care strică tot, simt să nu fie de acord cu mine. Dar întotdeauna, dacă aveți impresia că YAML e urât, dificil, greu de scris, gândiți-vă că alternativele sunt să scrieți JSON de mână sau mai rău XML. Și atunci, prin comparație, YAML este totuși mult mai human readable. În plus, Ansible are această capacitate de a face tot ce v-am spus mai devreme. Poate să configureze și infrastructura, și rețelele, și sistemele de operare de pe servere într-un mod unitar, dintr-un singur loc. În plus, Ansible este agentless, nu necesită instalare de agenți pe serverele pe care trebuie să administrăm. Poate pe scurt, dacă noi ne putem conecta într-un anumit mod pe mașina respectivă cu SSH pentru server Linux, de exemplu, atunci și Ansible se va putea conecta și va putea să efectueze acțiuni de configurație pe mașina respectivă. Mai departe, ce poate automatiza Ansible? Aproape orice componentă la care vă puteți gândi. De la cloud până la containere, echipamente de storage, echipamente de rețea și așa mai departe. Mai mult, vorbim un pic mai târziu, Ansible este extensibil. Ansible permite să adăugăm module și module noi se adaugă în fiecare zi pentru a extinde acest range de echipamente care pot fi administrate folosind Ansible. În tot acest ciclu DevOps de care v-am vorbit, Ansible este aici, în partea de deploy. În partea de creăm serverele, le configurăm conform cu anumite cerințe și ne asigurăm în continuu că ele nu deviază de la setările pe care le-am configurat inițial. Și aici trebuie să fie mult mai clar faptul că Ansible poate să acopere întreg ciclul de viață al serverului. De fapt, chiar acest lucru voi încerca să vi-l arăt în demo. Plec de la zero, de la nimic, și creez toate componentele necesare pentru rulare aplicației mele. Sunt în cloud, îmi creez instanțe din cloud, sunt on-premises, îmi creez mașini virtuale, provizionez serverul, configurez imaginea de OS și setările de pe din acest sistem de operare, configurez setările de securitate, îmi pregătesc toate prerequisiturile pentru instalarea aplicației și pot inclusiv să împing aplicația către server. Dintr-o singură comandă, în doar câteva minute, am plecat de la zero, am ajuns la un server care nu doar că este app ready, ci chiar rulează deja aplicația mea. Înainte de demo, mai am doar câteva cuvinte despre arhitectura Ansible. Poate pe scurt, avem un automation engine care comunică cu componentele, indiferent că vorbim de servere, vorbim de API de cloud sau vorbim de echipamente de rețea și configurează anumite, să-i spunem, setări pe aceste echipamente. Ansible lucrează cu inventories, cu liste de servere sau alte echipamente care sunt administrate și configurarea efectivă se face prin intermediul modulelor. Modulele sunt practic segmente de cod care se rulează pe echipamentele remote și
aplică anumite configurații. Pe baza acestor module putem scrie playbooks, care sunt scrise în format YAML, care descriu exact pașii pe care trebuie să-i parcurgem pentru a configura acel server. Creează userul MySQL, setează parolă pe acel user, nu permite acces remote la MySQL, modifică configurația de SSH sau de config și așa mai departe. Toate aceste modificări sunt descrite în format YAML și vor fi aplicate de către Ansible în momentul execuției playbook. Așa arată un inventory, așa știe Ansible pe ce servere poate rula, pe ce servere se pot aplica diverse configurații. Avem nume de hosturi cu diverse variabile, avem grupuri care ne permit să aplicăm anumite setări pe anumite hosturi în funcție de grupul din care ele fac parte. Și cam atât pentru partea de teorie.